A fost aprobat bugetul pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. Suma este mai mult decât generoasă, spune managerul Cătălin Rotea, care are în plan o serie de proiecte pentru continuarea modernizării și extinderii unității medicale. Suma care ne-a fost alocată este mai mult decât generoasă, vorbim de 20 de milioane de lei, adică 200 de miliarde de lei vechi. Este probabil una dintre cele mai mari sume pe care un Consiliu Județean o acordă Spitalului Județean pe care îl are în subordine. Două proiecte deja începute de spital vor fi finalizate din bugetul primit. Unul dintre ele presupune lucrări ample pe mai multe secții din clădirea medicală, ce vor fi făcute anul acesta. Din acești bani putem să finalizăm lucrările la Creșa 1, acolo unde se va muta secția de psihiatrie. Vom finaliza lucrările în corpul medical, unde funcționează mai multe secții, printre care oncologie, gastroenterologie, medicină internă, diabet și nefrologie. Alte patru lucrări, printre care construcția unei pasarele pentru pacienți și cadrele medicale, se află pe lista de investiții. Proiectul pentru pasarelă ar putea fi finalizat chiar anul acesta, dacă vremea va permite efectuarea lucrărilor, spune conducerea spitalului. Această sumă de bani ne permite să scoatem la licitație patru lucrări noi. Avem fondurile integrale și vom scoate la licitație construcția unei pasarele între corpul central și blocul medical. Și de asemenea vom scoate la licitație și vom începe lucrările urmând a le finaliza în următorii 2 ani pentru reabilitarea termică a corpului central, pentru reabilitarea ultimelor 4 etaje nemodernizate din blocul materno-infantil și pentru reabilitarea etajelor 2 și 3 ale secției de pneumologie de la Scornicești. 2,5 milioane de lei vor fi alocate pentru norma de hrană pentru angajații spitalului, iar 1,3 milioane vor fi cheltuiți pentru reparații pe secțiile ATI, boli infecțioase și în blocul operator. De asemenea, din banii de la Consiliul Județean vor fi achiziționate și echipamente medicale moderne, printre care și un laser de ultimă generație pentru secția urologie.